Glorie lui Iisus! Amin! Frați scumpi, frați sfinți și surori prea iubite în Domnul Iisus Hristos, prin harul Domnului, după un timp de aproape 3 luni petrecut dintr-o margine înaltă a României, Dumnezeu m-a sprijinit și am ajuns cu pace și cu sănătate iarăși acasă. De acasă, acasă. Ce bine-i să ajungi acasă! Dar ce bine-i să ajungem acasă! Glorie Domnului Iisus! Acolo ne este ținta. Așa s-a cântat și în cântări și acesta ne este dorul. Bineînțeles că atunci când omul e sănătos și toate îi merg bine, nu dorește așa de mult. Se gândește cât se gândește, dar mai puțin. Dar când vezi că anii s-au dus, că puterile se duc, că ochii te cam părăsesc, că auzul la fel, că picioarele nu mai se îndoie cum vrei, te gândești atunci, nu mai am mult. Trebuie să o iau la drum peste granițele acestei lumi, să ajungem acasă. Domnul să ne ajute! Dacă Domnul îngăduie vreo boală peste cineva, la fel, se gândește acasă. Numai că nu trebuie să uităm niciodată că nu moartea e ultima haltă a vieții. Moartea e doar trecerea dintr-o viață la altă viață, dintr-o formă de existență la o altă formă de existență. Și nu odată Dumnezeu ne-a demonstrat prin Sfintele Scripturi aceste lucruri. Vă aduceți aminte când prorocul lui Dumnezeu a prorocit împotriva altarului. Cum s-a întâmplat acolo? Și când Elisei a fost îngropat și un mort a fost pus lângă el, cum s-a sculat ăla de acolo? Și Lazar, de care Evanghelia astăzi ne spune, era mort de 4 zile. La noi, pe continentul Europei și a Americii, un mort de 4 zile miroasă. Nu știi cum să-ți ascunzi nasul. Dar în Palestina, în Israel, acolo, în partea aceea călduroasă, la 4 zile, îți închipui cum miroase de greu. Cu toate acestea, intrat în putrefacție, toate celulele trupului lui Lazar mirosau greu. Dar pentru Domnul nu a fost o mirare, nu a fost ceva prea greu. Pentru Domnul a fost ceva, așa cum de la început le-a spus la ucenici, Lazar a murit, dar eu mă duc să-l trezesc. Și l-a trezit pe Lazar. Slăvit să fie Domnul! Dacă ar fi strigat, mortule, ieși afară, ar fi ieșit sute de morți.
Dar au strigat pe nume, numai Lazar ieși afară. Și numai el a ieșit afară. Măriți să fie Domnul Iisus. De la începutul acestei evanghelii e ceva foarte interesant. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Dacă citim în Matei 26:7, în Marcu 14:3, sau chiar întorcând o foaie în 12, găsim această persoană, Maria, și găsim detalii despre familia aceasta minunată din Betania. Betania era un sat aproape de Ierusalim, cam la 3 km, fiindcă zice că era 15 stadii. Și 5 stadii e 1 km. Atunci 5 ori 3, 15. Deci era aproape. Dar Domnul Iisus Hristos, în toată săptămâna patimilor, nu rămânea de masă în Ierusalim, ci merea de mânea peste noapte în Betania, la familia aceasta. Cine era familia aceasta? Ne spune aici că era satul Martei și a Mariei. Dar cine era Marta? Marta, după cum ne spune în cele două evanghelii, era nevasta lui Simon Leprosul. Și Simon Leprosul nu agreia cu Iisus, măcar că, după spusele vechi, el a fost unul din cei 10 leproși curățați, dar care nu s-a înturnat să mulțumească la Iisus niciodată. Acum Iisus caută prilejul ăsta și îi vine în casă. Nu știu de câte ori, dar odată și el s-a gândit să cineze cu Iisus și l-a chemat și el pe Iisus. Dar el era un fariseu, un om mare între evrei și Maria, o păcătoasă, n-avea ce căuta. Dar nu avea cum să o scoată afară, că era casa ei părintească. Și atunci n-a avut ce face, a trebuit să o primească. Maria, în schimb, iubea mult pe Iisus. Oare vă gândiți de ce iubea ea pe Iisus? Poate nici nu vă gândiți la asta. Știți că toți păcătoșii care sunt bine marcați de păcat, îl vor pe Iisus. Știți asta? Eu am văzut așa de mulți de genul acesta. După ce îți povestește o viață de uzur, o viață că pare că n-ai vrea nici să auzi prin câte o trecut, știi ce spune? Oameni ca ăștia, eu aș vrea ca Domnul să lucreze cu mine. Eu aș vrea ca Domnul să se îndure de mine. Și minune, minune, că vedem așa ceva. Ați văzut aici pe fratele Daniel cu care am venit pe avion? El a fost cumva povestit, fără să mai zic eu. V-a povestit cum a fost viața lui. Dar, mirare,
Când i-a venit gândul să slujească pe Iisus, Iisus l-a primit, mă. Și dacă l-a primit, în har și în bunătatea lui, a ajuns să încheie legământ cu Domnul și Domnul s-a îndurat de el. Ce minunăție! M-am uitat și azi dimineață când a prorocit la o soră Chioreana acei și am zis, dar ce ai văzut tu când ai zis de spiță de sămânță? Am văzut așa că era o sămânță care merea așa cotit și din sămânța aia era ea. Păi ea din sămânță de evreu după mamă, mă. De-aia a fost așa. Vezi? Na, ce interesant! Cum lucră Dumnezeu Preasfântul? Glorie Lui! Cum primește El pe păcătoși? Nouă nu ne place de păcătoși. Adesea ori pare că, Doamne, eziți și ca să-L saluți și ca să te apropii de El. Dar mare har că Iisus iubește pe păcătoși. Glorie Lui! Și El m-a iubit și pe mine. Și El ne-a iubit pe noi. El a iubit și pe Maria. Dar mai întâi Maria a arătat o afecțiune față de Iisus. Maria avea un vas de alabastru și vasul de alabastru era scump în sinea sa, mai ales pe vremea aia. Dar mirul care era în el, un litru de mir, costa cam 300 de lei. Ori 300 de lei a zilelor alea era 300 de zile de muncă. Munca de pe un an, ea a pus-o acolo. Și acum ea n-avea altceva mai scump, nici n-avea mai mult. Dar cu toate acestea, el iubea pe Iisus. Și ce minunat că fiecare evanghelist amintește de ea. Și Domnul Iisus zice, oriunde va fi propovăduită evanghelia aceasta, se va spune și ce a făcut ea, mărire Domnului. Amin. Ca exemplu pentru noi, ca să nu fii zgârcit. Tu ai un milion și dai Domnului 100 de dolari. Dar tu ai un milion. Păi aia a avut 300 de lei în acel vas și l-a spart și tot l-a folosit pentru Iisus. Și a umplut casa cu mirosul mirului ăla. Glorie Domnului! Dragii mei, frate, să intre între cei pe care lumea îi cota că-s neprihăniți, fiindcă ea era păcătoasă. Dar chiar în casa proprie, ea când s-a dus, nu s-a pus la masă cu ceilalți, ea și-a cunoscut vinovăția, ea s-a șternut jos la picioarele lui Iisus. Oricum, pe vremea aceea, la masă, nu să ședea pe scaun ca azi. Altă formă era. Și am văzut în Dobroja, de exemplu, masă rotundă, mare, cu o gaură la mijloc și piciorul așa de o palmă la ea. Și atunci oamenii se puneau pe un fel de așternuturi, fiecare cam așa într-o dungă pe lângă masa aia rotund și așa serveau. Și acum Maria s-a așternut jos la picioarele lui Iisus, care era rămas mai în urmă decât trupul lui. Și acolo unul evanghelist scrie că a turnat și pe cap, doi scrie numai de picioare. Dar fapta asta nu-i lucru mare, fiindcă dacă vorbesc trei inși despre un lucru, patru inși despre un lucru, fiecare va rămâne cu un amănunt din lucrul acela.
Și nu toți vor spune exact același lucru. Mai mult decât atâta vedem chiar pe Apostolul Petru, când recită pe Isaia din 53, care spunea: El a fost dus ca un miel la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Petru nu ține exact amănuntul profetic și schimbă în fapte, zice, el a fost dus ca o miel, așa, schimbă miel la măcelărie, el zice oaie la măcelărie și miel la tuns. Câtă vreme dincolo spune miel la măcelărie și oaie la tuns. Adică expresiile se pot ca să joace oarecum un rol. Nu totdeauna vine exact. Fratele Țon, când a făcut Biblia Hazlie, apoi el săracul pe vremea aceea, plătit ca să facă rău împotriva credinței, cum a fost el căzut în ateism, vorbea toate lucrurile astea și le pune oarecum că Biblia nu e adevărată. Dar orice cuvânt din Biblie este adevărat, că nu spui exact A în loc de E sau E în loc de A, aia e altceva. Dar înțelesul e același. Nu se schimbă în cuvânt nimic, înțelesul e același. Tot așa cum Maria, ea este personajul acela care a uns pe Domnul cu mirul ei cel scump, pentru care ucenicii, în special Iuda, s-a scandalizat. Păi ce înseamnă prada asta? Nu putea să fie vândută asta cu mai bine de 300 de lei și să se fi dat săracilor? Dar Domnul Iisus Hristos notează: de ce faceți voi supărare, femeii aceștia? I-a făcut ce-a putut pentru înmormântarea mea. Deci asta este un semn că eu voi fi înmormântat, îngropat. Dar voi nu puteți pricepe taina și nu o supărați că i-a făcut din dragoste acest lucru. Ce minunat e Iisus, cum știe El să repare și gândurile oamenilor, mărească-i să numele. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Iubea pe Marta, care primea cu drag în casa ei nu numai pe Iisus, ci și pe cei 12 ucenici. Tot timpul iubea pe sora ei păcătoasă și îl iubea pe Lazar. Aceste trei personaje sunt și trei închipuiri, că adică Marta ține loc bisericii harnice, gospodărești, harnică în lucrarea Domnului, harnică în vestirea cuvântului, harnică în ajutorarea și a purta grijă de cei flămânzi. Maria ține loc bisericii care ascultă cuvântul lui Dumnezeu cu sete, cu atenție. Și în cântarea lui Moise din Deuteronom spune: toți sfinții au stătut înaintea lui și au primit cuvinte din gura lui. Tot așa Maria a stat înaintea lui Iisus și sorbea cuvintele. Măriți să fie Domnul! Ce minunăție!
De aceea era iubită. Era iubită Marta pentru hărnicie, era iubită Maria pentru faptul că asculta cu sete și avea o inimă predată în totul pentru Iisus, cu averea ei cu tot. Glorie Domnului Iisus! Așa cum zicea de macedoneni, că ei, din sărăcia lor, Lucia a făcut un belșug de dărnicie și s-au predat nu numai cu darurile, dar și pe ei înșiși lui Dumnezeu. Fie slăvit Domnul! Amin. În felul acesta, deci, avea drept Domnul Iisus când a spus că El iubea pe Marta și iubea și pe Maria. Dar iubea și pe Lazar. Lazar este chipul întregii omeniri. Întreaga omenire era bolnavă și întreaga omenire prin păcat era moartă. Și cum zice prorocul Isaia, din creștet până în tâlpi numai o rană și miroasă greu. Asta era starea omenirii. Și acum era moartă de 4 zile. Cele 4 zile erau cei 4000 de ani până la Hristos, în care o lume zăcea în păcat și moartă. Dar Iisus a venit tocmai pentru ca lumea să capete viață, glorie Lui. Astfel, mormântul acestei lumi, care înghite totul în păcat, în fără de legi și în pofte stricate, a fost biruit de cuvântul lui Iisus printr-un singur strigăt: Lazare, vino afară! De ce? Eu știam că tu totdeauna mă asculți. Dumnezeu Tatăl ascultă pe Iisus și Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus ascultă pe cei ce își predau viața cu totul lui Dumnezeu. Îi ascultă. Am văzut atâtea lucruri și în misiunea asta care am fost în țară. Am fost într-o adunare numită Casa Pâinii și acolo s-au adunat așa în jur de vreo 2500 de persoane. Când am terminat cuvântul, am spus, după o înștiințare dată de la Duhul Sfânt, dacă cineva dorește să primească Duhul Sfânt, să vie în față. Care cum a trecut pe supunerea mâinii, am strigat la el, cască-ți gura de drumul vorbirii, vino Duhule Sfinte! Și l-am împins înainte, mergând tot vorbind în alte limbi. A fost o mirare pentru frați, dar nu pentru Iisus. Iisus e Cel care dă, mărească-i să numele, dar trebuie să fie persoana care să creadă. Dacă vii în față și tu nu crezi, și acolo a venit unul care nu zicea nimic, stătea numai așa. Păi tu ce faci? Du-te, copile, mai departe. Vezi? Dar dacă tu crezi, păi tu strângi, mă, tu zberi, tu te manifesti înaintea Domnului și El îți răsplătește. Mărească-se numele lui Iisus. După aceea am văzut și la Năsău, era un băiat de vreo 18 ani, cred că, înalt, foarte înalt, cum sunt băieții ăștia noștri pe aici, foarte înalți, este să dea cu capul în microfoanele alea. Și el, săracul, era disprețuit de ai lui. Mereu, tu nu ești de nicio treabă, vai de capul tău, păcatul ăsta îl fac multe mame și mulți tați față de copii. Și dacă vine în adunare, să mai nimerești și câte un deservent din biserică. Mă, tu nu ești de nicio treabă, mă. Pe omul ăla, sufletul ăla,
îl înnoți, mă, pe omul ăla, tu îl faci să creadă că nu-i de nicio treabă. Și așa, vorbind aici înaintea adunării, am strigat: tânărule, vino în față, nu-i timp să-ți curmi viața, cum credea el, dacă nu-ți de nicio treabă, după ce să mai trăiesc. Măi, nu m-a sărit de acolo, din spate, de tot în picioare, și a venit urlând în plâns, și cu el a plâns apoi toată adunarea și ne-a rugat pentru el. Dumnezeu Preasfântul cunoaște tainele oamenilor, cum am văzut de atâtea ori și aici în biserică, a Domnului să fie toată slava. Dragii mei, Iisus Hristos, care a cunoscut cine-i Marta, a cunoscut cine-i Maria, a cunoscut și cine-i Lazar, dar întruchipând în ei, biserica și Lazar, lumea întreagă. El acum a sosit ceasul când să vină și să strige să iasă afară. Și Lazar a ieșit afară, legat de mâini, legat de picioare, înfășuiat în pânze, și s-a prezentat. Cum o fi ieșit? Nu știm, dar o ieșit. Și după ce o ieșit, le-a spus celorlalți: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Lucrul acesta ne trebuie pentru fiecare din noi. Când întâlnim unul care e legat într-o fără de lege, într-un păcat, noi să-l dezlegăm. Că ne dată puterea aceasta, ce veți lega pe pământ va fi legat în cer și ce veți dezlega va fi dezlegat în cer. Atâția păcătoși mor că nimeni nu-i dezleagă. Dar dacă tu stai lângă un păcătos și te doare de sufletul lui și strângi pentru el înaintea lui Dumnezeu, să știi că vei avea succes. Am văzut când un tânăr l-am grijit peste 6 luni de zile și în cele din urmă Dumnezeu l-a primit în împărăția sa, care nu știe mai mult decât Tatăl nostru, nimic în 6 luni n-a putut prinde de el. Dar Dumnezeu s-a îndurat în cele din urmă și a devenit un harnic, păstor și lucrător în via Domnului. Mărit să fie Domnul! Dar am văzut mulți și aici în biserică care au trecut prin fel de fel de stări, dar dezlegați au putut să învie din stările lor și să stea înaintea Domnului. A lui Dumnezeu să fie slava. 4.000 de ani era vorba și așa cum la Genesa scrie: soarele, luna și stelele au fost făcute în a 4-a zi. Și aceasta însemna Iisus, Duhul Sfânt, apostolii și urmașii care vor veni peste 4.000 de ani în lume. Și bolnavul acesta mort a fost înviat în a 4-a zi. Acum, lucrurile se perindă ca faptic întâmplate și zice după aceste vorbe, le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbea despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Dragii mei, lucrările Domnului totdeauna sunt un pic acoperite, ca apoi să fie dezvăluite.
În felul acesta și moartea lui Lazar, măcar Iisus știe bine ce s-a întâmplat, n-a vrut să spună de prima dată, dar la urmă le-a descoperit. Ca descoperindu-le să fie întăriți că El cunoaște lucrurile și într-adevăr Iisus cunoaște toate tainele și toate lucrurile, glorie Lui. Acum, când a venit aici, s-a apropiat de Betania, spune că mulți din iudei veniseră la Maria, la Marta și Maria, ca să le mângâie pentru fratele lor, că a murit. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă, plângea acolo după frate sau cum se întâmplă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuie să vină în lume. În situația lui Marta să găsesc majoritatea oamenilor, adică pot să creadă ce a fost. Și așa cum Marta a zis, cred că Tu ești Hristosul care trebuia să vină în lume. Și a venit, e bine. Apoi, cred că va învia la înviere, în ziua de apoi. Dar credința trebuie să se arate atunci, nu cândva în trecut, nu cândva în viitor. Așa sunt mulți. Chiar și la botezul cu Duhul Sfânt. Crezi că poți primi botezul cu Duhul Sfânt? Cred că îmi va da Domnul și mie. Dar nu poate crede momentul ăla. Și aici ai paguba. Că trebuie să crezi momentul. Măriți să fie Domnul. Cred atunci, cred atunci. Dar crede azi. Și Domnul îți răsplătește aceasta pentru numele Lui cel minunat și mare. Atunci, da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sorul sa și a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Și în seara aceasta a venit învățătorul și te cheamă. Poate că ești de multă vreme în adunare, dar nu ai progresat. A venit învățătorul și te cheamă. E posibil și acum să stai în picioare acolo unde ești și să dai drumul vorbirii în altă limbă. Dar poți crede? Crezi aceasta? Poate ai o boală. E posibil acolo unde ești să pui mâna pe boala ta și să strângi Iisusă, sunt vindecat în numele Tău și să fii vindecat. E posibil. Am văzut atâtea boli vindecate. Am văzut, de exemplu, la Craiova, când Duhul Sfânt a spus, sunt patru bolnavi de rinichi în biserica asta. Care să ia? Să ne rugăm pentru ei ca să fie vindecați.
toți oltenașii, mă, așa s-au rugat și deodată, stop! Cum ai sucide robinet? Mă, ce au ăștia? În timpul ăla am auzit la urechea mea. De unde știi că-s patru? Poate-s 20, poate niciunul. A, tu, vrăjmașule, ai încurcat lucrurile. Amin! Să uită toți. Știți că eu știu de ce v-ați oprit. Păi de ce? Că uite ce șoaptă trecut pe la voi. Da, e adevărat. No, acum fiți atenți. Eu nu câștig nimic să fiu un proroc mincinos. Ăla e bai mare. Dar facem o probă. Toți câți ridicați mâna sus și nu sunteți bolnavi de rinic, veți rămâne bolnavi de rinic. Toți cât sunteți bolnavi de rinic și nu ridicați mâna sus, nu vă veți vindeca. Și acum odată cu mine, cei bolnavi de rinic, ridicați mâna. Și-a ridicat patru persoane, cum a zis Duhul Sfânt. Toți se înturna de jur în jur și se uita. 1, 2, 3, 4. Dar n-avea unde să se oprească mai jos de 4, nici să treacă cu un număr peste 4. Atunci să fie auzit. Acum știți, ne rugăm să fie vindecați. Apoi n-ai auzit de când ești așa rugăciuni. Erau niște surori de pe la Balș venit acolo. Când a început alea să se roage, Dumnezeule, am văzut nevăzutul, Dumnezeule, acum cunoaștem necunoscutul. Mă, niște fraze și niște rugăciuni de n-am auzit de când îs. Și atâta har s-a coborât în biserică și Dumnezeu cu adevărat a vindecat. Apoi am strigat acolo la spate, este un frate care are ca un țăpuș în burtă. Ăla face de acolo, că eu sunt, doi dintre ei. Păi noi l-am adus de la gară, ui așa, am făcut scaun cu mâinile noastre și așa l-am adus. Domnul vrea să-l vindece și pe ăla, păi ne-am rugat, apoi mergând din adunare la gară, cu musolteni ușurei, măi sărea de pe un trotuar pe altul, tot așa a mers până la gară. Și așa o minunăție. Dumnezeu cerului e minunat. El cunoaște toate tainele și a venit și în seara asta la noi, învățătorul, și te cheamă. Te cheamă să crezi în El, te cheamă să crezi în minuni, te cheamă să crezi pe Duhul Sfânt, te cheamă ca să rămâi întemeiat că Iisus e Domnul, glorie Lui. Și El se interesează de fiecare din noi. A Lui să fie slava. Mă opresc că timpul văd că o trecut. Dar Domnul Dumnezeu, El nu trece. El rămâne același și azi și în veci. Și să umblăm înaintea Lui în așa fel, zice Apostolul Pavel, ca să fim plăcuți Lui. Păi dacă îi suntem plăcuți Lui, atunci Petru continua în casa lui Corneliu. Văd că Dumnezeu nu-i părtinitor, ci în orice neam de om, cine trăiește neprihănirea și crede, îi primit de El. Îi plăcut de Domnul. Dacă zice și în Romani, nu, că Dumnezeu se îndură de cine îi? Ce? Nu depinde de cine aleargă, nu depinde de cine vrea, totul depinde de Dumnezeu care are milă, dar Dumnezeu se îndură de oricine îi place să se îndure. Atunci să umblăm așa fel ca să fim plăcuți Lui și Dumnezeu se îndură de noi, de fiecare. Amin.